Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești. Biserica misionară. Trebuie să devenim o biserică adevărată, și-a spus câțiva dintre conducătorii adventiști. Predicăm de multă vreme ce ne învață Biblia și acum sunt tot mai mulți credincioși care aplică aceste adevăruri. Trebuie să ne organizăm, trebuie să alegem un nume pentru biserica noastră și avem nevoie de un președinte și de alți slujbași. Așa că liderii s-au adunat pentru a alege un nume și numele pe care l-au ales a fost Biserica Adventistă de ziua 7-a. Lui Ellen și James White le-a plăcut acel nume. Le spune oamenilor că noi ne închinăm în sabatul biblic, a spus Ellen, și le spune oamenilor că noi credem că Isus se întoarce. După aceea au ales primul președinte. Mulți oameni doreau ca James să fie primul președinte al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Nu, altcineva ar trebui să fie președinte, a insistat James, așa că timp de 2 ani, un pastor amabil mai în vârstă, John Bington, a fost primul președinte al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. După aceea, James White a devenit președinte. Într-o zi, în 1874, s-a dus vestea de pe continentul european până peste ocean. Avem nevoie de un misionar. Vă rugăm să ne trimiteți un misionar cât de curând posibil. James și Ellen probabil că au fost încântați. Ei și-au amintit de viziunea cu acea luminiță care a început să strălucească în momentul în care James a dat drumul la tipărirea revistei Adevărul Prezent. Aceea a fost ultima care a strălucit tot mai puternic pe măsură ce materialele au ajuns în locuri din Statele Unite și Canada. Acum, lumina strălucea până peste ocean, într-un alt tărâm, și mulți oameni din Europa au aflat adevărurile biblice din acele materiale. Ei aveau nevoie de un misionar care să îi ajute să descopere și mai mult. Apoi, puteau primi botezul și puteau deveni membri ai Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Pe cine să trimitem să fie primul misionar? Aceasta era marea întrebare. Să îl trimitem pe cel mai bun bărbat pe care îl putem găsi, le-a spus Ellen. Poți ghici cine a fost ales să fie primul misionar? A fost John Nevis Andrews, tânărul care promisese să lucreze pentru Isus tot restul vieții lui. Acum era mai în vârstă și și-a ținut promisiunea. Scumpa lui soție murise cu 2 ani înainte de a fi rugat să meargă în Europa, dar el și cei 2 copii ai lui adolescenți, Charles și Mary, au traversat bucuroși oceanul spre Europa în 1874. Ei au locuit în Elveția și John a trudit din greu, iar Isus i-a binecuvântat. Într-o zi, un cerșetor a bătut la ușa casei unui membru al bisericii din Elveția. Cerșetorul flămând avea nevoie de un loc unde să doarmă în acea noapte și doamna amabilă l-a primit. Dimineața i-a vorbit despre a doua venire a lui Isus și despre păzirea sabatului zilei a 7-a. Mai sunt aici oameni care se închină în acea zi? A întrebat cerșetorul. Doamna i-a spus că erau și în Germania sunt câțiva oameni care păzesc ziua sfântă a sabatului, i-a spus cerșetorul. Am numele și adresa pastorului lor. John Andrews a mers în Germania în vizită la acel pastor și acolo a întâlnit un grup de 46 de suflete care nu știau că mai există și alți păzitori ai sabatului în lume. Au fost foarte bucuroși să descopere mai mult adevăr și ei s-au alăturat Bisericii Adventiste de ziua 7-a. John trudea din greu, scriind, învățând și predicând și curând i s-au alăturat și alți misionari să îl ajute. Lumina era tot mai mare. Unde avea să strălucească în continuare? Dar despre aceasta vom afla săptămâna viitoare. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!